Mai mulți turiști germani aflați în vacanță au fost arestați după ce au provocat un incendiu. Cele 13 persoane reținute ar fi aruncat mucuri de țigară de pe balconul hotelului, pe acoperișul de stuf al unui restaurant de desubt. Turiștii au dat o petrecere pe balconul hotelului și au aruncat mucuri de țigară pe acoperișul de stuf al restaurantului Why Not de desubt, provocând un incendiu vineri după amiază, relatează DPA citată de Acer Press. Potrivit proprietarei restaurantului, pagubele provocate se ridică la 150.000 de euro. Două persoane au fost rănite ușor, a indicat cotidianul Mallorca Zeitung. Judecătorul urmează să decidă dacă turiștii au provocat incendiul în mod intenționat sau dacă au fost extrem de neglijenți. Restaurantul este situat în apropiere de Playa de Palma, o fâșie de plajă cunoscută de turiștii germani sub numele de Ballermann, după numele unei cafenele de pe plajă. În ultimele săptămâni, în condițiile în care restricțiile anti-COVID-19 au fost aproape în totalitate ridicate, în populara stațiune balneară au avut loc din nou petreceri deslănțuite și au fost raportate mai multe bătăi și furturi, relatează Digi24.